de ceva vreme trăiesc doar din venituri pasive. Am și făcut un clip, dar că nu l-am postat încă, o să-l postez cât de curând posibil, legate de independență financiară. Este un concept pe care îl iubesc. Este destul de greu de digerat la început, adică faptul că poți să-l atingi pe termen nelimitat. El poate fi atins, însă trebuie puțin efort, chiar dacă vorbești de independență financiară, trebuie un minim de efort ca să-l întreții. Iar eu, în momentul de față, am destul de multe surse de venit care sunt pasive. Sunt venituri active, sunt venituri pasive, am și făcut un clip mai de mult cu tipuri de venit. Ca să facem o scurtă recapitulare, există venituri care vin din drepturi de autor, venituri care vin, nu doar la mine, în general, venituri din drepturi de autor, venituri din marketing de afiliere, venituri din dobânzi, venituri din chirii, venituri din dividende de la firmă sau de la bursă, venituri din câștiguri de capital, cumperi cu X, vinzi cu X plus 20%, fie că e aur, un imobil, cripto, acțiuni, un lucru, o mașină, orice. Deci sunt o grămadă de tipuri de venituri. Mulți cred că eu fac bani doar din YouTube, efectiv doar din YouTube, din Google Ads. Aș putea să trăiesc lejer doar din Google Ads. Doar că Google Ads este nimic în comparație cu ceea ce poți să faci când atingi mulți oameni, când oferi informații, când capeți o audiență. Deci se pot face foarte, foarte mulți bani și poți să faci foarte multe lucruri. Vărătorață? Zici că ești la zoo aici. Venitul pasiv practic este un scut împotriva lumii. Efectiv este un scut împotriva lumii. Pentru că tu când dormi, ești bolnav, ești în vacanță, nu poți să lucrezi, ai ceva urgent de rezolvat, tu primești bani. Fie că tu lucrezi, fie că tu nu lucrezi, fie că ai ceva de făcut, fie că ești la pat, ești răcit, orice s-ar întâmpla, venitul pasiv îți va aduce bani când tu nu poți să-i produci. Până și pensia, da? Deci pensia de la stat este tot o sursă de venit care teoretic ar trebui să-ți asigure o independență financiară. Doar că a ajuns atât de mică, banii au devenit atât de slabi, pentru că avem inflație și pentru că nu prea are cine să mai muncească și sunt mulți pensionari. Este un deficit foarte nasol. Pensia în sine reprezintă o formă de venit pasiv. Tu nu lucrezi, primești bani. Ca să primești pensia respectivă, trebuie să ai niște cotizații, să ai niște ani, să ai niște condiții, poate niște contribuții, niște taxe de-a lungul anilor. Și tu muncești ca să primești pensie, adică să-ți câștigi independența financiară. În cele multe cazuri, această pensie nu prea ne ajunge și trebuie să facem lucruri extra. Sunt o grămadă de cazuri de oameni care sunt pensionari și lucrează separat. Venitul pasiv, mulți spun că este țeapă, mulți spun că nu e sustenabil, mulți spun că nu există așa ceva. Mulți spun că sunt doar niște vise. Eu vă spun din propria experiență că nu sunt doar niște vise. Într-adevăr, trebuie întreținut. Deci e ca și când nu este 100% pasiv, pentru că mai trebuie să depui niște eforturi. Cel mai simplu exemplu este o garsonieră. O cumperi ca să-ți genereze chirii. Tu îl închiriezi un an, 2, 3, 5, bau. E nevoie de mentenanță, da? Renovare, ia contractul de la client, du-l la ANAF, mai arunci pe acolo un ochi. Deci e nevoie de o mentenanță, de o întreținere. Trebuie să depui un pic efort în acest sens. Dar nu e ca și când tu lucrezi zilnic pentru banii respectivi. Adică dacă ai 5 garsoniere, cele 5 garsoniere îți vor aduce constant venituri. Fie că e iarnă, fie că e vară, fie că plouă, fie că ninge, tu o să încasezi chirii. Îți pleacă un chiriaș, ok, trebuie să renovezi sau să inspectezi sau să arunci un ochi, să îl evacuezi, să pregătești pentru viitorul chiriaș, inviți următorul chiriaș, iară faci contract, iară nu știu ce, după care iar încasezi bani pasiv o perioadă. Tu dacă închiriezi un imobil un an, munca pe care tu efectiv o depui în acel an, încă că depășește 3 săptămâni pe an, în medie, da? Adică lucrezi 3 săptămâni, 2 săptămâni, ca să întreții imobilul și tot ceea ce presupune această activitate, și încasezi bani 12 luni. Adică lucrezi 2 săptămâni sau 3 săptămâni sau o lună sau o săptămână sau cât vine și încasezi bani o perioadă mult mai lungă de timp. Deci da, trebuie să depui un mic efort. Nu este venit pasiv cu absolut zero eforturi. Deci asta este un mit, într-adevăr. Dar exceptând chestia asta, acțiuni. Venit pasiv. Cumperi acțiuni la OMV. Cumperi acțiuni la o firmă care dă dividende și este stabilă. Tu îți cumperi acțiunile,
le bagi în platformă și încasezi bani în continuu. Ce muncă trebuie să faci tu efectiv? Doar să fii atent la portofoliu dacă vrei să lichidezi sau să mai cumperi, să iei niște documente, să-ți declari dacă e cazul banii la ANAF, să plătești niște taxe și cam atât. În cazul ăsta, nu știu, YouTube-ul de exemplu sau rețelele de socializare, din punctul meu de vedere, sunt o sursă de venit semi-pasiv. Adică eu pot să lucrez 2 săptămâni forță de la 12 ore pe zi, cum am făcut acum zilele astea, da? Sunt în vacanță. Am lucrat extra, am făcut clipuri extra, le-am pregătit din timp, în timpul meu liber, le-am încărcat cu programare, ele se încarcă în timp ce eu sunt plecat, eu generez aceiași bani și când sunt plecat, în vacanță. Dar am lucrat înainte pentru treaba asta, iar în social media, de exemplu, sau în anumite domenii de activitate, venitul pasiv este cumva semi-pasiv. Adică eu dacă nu postez cont în 3 luni, nimic, ușor-ușor începe să scadă lucrurile. Dar dacă nu postez 2 zile, 3 zile, 5 zile, nu este nicio problemă din punct de vedere financiar. Asta o văd o formă de venit semi-pasiv. Dar sunt multe forme de venit 99% pasiv. Și cripto, până la urmă, deși e foarte volatil și momentan periculos, într-un punct destul de sensibil în această perioadă, dacă cumperi, nu știu, e-gold și pui la stake pe termen lung, tu nu faci mare lucru, primești staking rewards. Acum că o să valoreze alea mai puțin mai târziu și că piața volatilă e partea a doua. Ăsta e riscul. Dar tot venit pasiv se numește. Ideal este, ca să devii dependent financiar, să muncești și să lucrezi, astfel încât veniturile tale pasive să depășească veniturile active. Adică venit activ este atunci când te duci la un job. Lucrezi la McDonald's, primești salariu 2000 de lei. Ăla este un venit activ. Nu lucrezi, nasol, nu mai primești bani. Te îmbolnăvești, ok, îți iei medical, îți iei bani o perioadă și mai puțin. Pleci în concediu, ok, îți iei salariu, dar din nou, pentru o perioadă limitată. 20 de zile pe an ai dreptul la concediu, adică înseamnă vreo 3 săptămâni legate. 3 săptămâni, de fapt nu, 3 săptămâni din zile lucrătoare, dar le legi cu weekendurile, deci cumva aproape o lună pe an ai concediu care este plătit. Dar atât, acolo se oprește libertatea ta. Cu venitul pasiv, mulți oameni nu realizează și asta mă doare, mă doare extrem de tare. Hai să ne luăm mașini scumpe, hai să ne luăm haine scumpe, hai să ne luăm ultimul telefon, hai să ne luăm chestii nu știu ce și tu nu ai un venit, un leu nu faci pasiv. Ți-ai rumâna, nu poți să lucrezi, ai pătit ceva, s-a terminat viața ta de lux. Cum spune Warren Buffett, dacă ai doar o singură sursă de venit, ești la un pas distanță de sărăcie. Efectiv, ai dat cu capul un pom, că te alegi cu copiii, ți-ai pierdut cunoștința, la revedere, s-a terminat viața ta de lux. În cazul în care se întâmplă ceva nasol cu viața ta, cu sănătatea ta, cu familia ta, cu, nu știu, cu orice, venitul pasiv e acolo pentru tine ca un scut. Mulți au râs și în continuare râd. Ce bă, ai dat 50.000 pe un apartament în București să iei chirie 300 de euro, ce iați bani? Dar nu e vorba de câți bani iau, e vorba că e o sursă în plus de venit independentă față de tot ceea ce fac. Eu așa o privesc. Nu privesc, bă, 300 de euro, 300 de euro, ce 300 de euro, că îi fac în 6 ore. La ce să țin apartament? Că îi fac 300 de euro, efectiv, îi fac într-o zi bună, îi fac în 6 ore. De ce să țin un apartament? Mă duc până la București, mă întorc și prin trafic 6 ore, ia-ți banii chiria pe lună. De ce să mă duc până la București? Știi, poți să o gândești așa, dar eu nu gândesc așa. Eu gândesc, bă, în cazul în care totul merge prost, când îți faci mai multe surse de venit pasiv, eu le gândesc să fie cumva independente una față de cealaltă. Adică ok, nu mai există YouTube, mâine mor platformele social media, nu mai poți să încasezi bani de aici. Bun, de unde încasezi bani? Păi am acțiuni. Bun, vine criză financiară, nu mai ai lichiditate, nu mai au dividende, bun, din ce trăiesc? Păi am imobile, pe care garsonierele se vor închiria, dacă sunt în zone cheie, garsonierele se vor închiria întotdeauna. Întotdeauna, că e criză, că nu e criză. Ok, prețul mai mic, dar nu știu, o garsonieră în centrul Bucureștiului sau în centrul unui oraș, la un preț bun, cu costuri mici de întreținere, aproape de mijloace de transport în comun, oricând se va închiria. Da? Aia care nu mai au bani de 2, de 3 camere se mută în garsonieră. Ai costuri mici până trece criza, deci inevitabil o vei închiria. Ok, nu dai cu 300, dai cu 250 de euro, dar o vei închiria. Până când trece perioada asta nasoală. Vine cu tremur, nu mai am nici imobile. Ce mai am? E, în cazul ăsta să mai ai niște aur. Deci trebuie să-ți faci niște rezerve și niște surse de venit pasiv independente una față de cealaltă. E foarte important. Pentru că sunt mulți care au milioane în bursă, milioane în cripto, milioane în imobiliare.
milioane într-un business. Moare businessul, buf, e zero. Vine o criză imobiliară sau un cutremur de 9, ca toate imobilele. Buf, e zero. Se prăbușește cripto total, ajunge la zero, buf, e zero. Deci nu poți să-ți pui toți banii, foarte mulți, într-un singur loc. Chiar dacă generează venituri pasive, nu este sănătos să-ți pui toți banii într-un loc, chiar dacă e foarte profitabil. În perioada următoare, eu mă aștept să cadă bursa și să mai vină un colaps așa. Și cântăm pe aici, prietene. Allah, eu mă aștept să mai cadă piața imobiliară destul de mult și bursa și absolut tot, să vină așa un meltdown din ăsta. Iar dacă o să se prăbușească bursa masiv, o să crească aurul. Se prăbușește cripto masiv cu bursa, o să crească aurul. Se prăbușește piața imobiliară, o să crească aurul. Se prăbușește aurul, cresc celelalte. În general, cu greu se prăbușesc toate simultan. Extrem de rar. Sau pe o perioadă destul de scurtă. Iar ne-am deviat de venituri pasive. Eu acum că sunt în vacanță, am generat la fel de mulți bani ca și când aș lucra de acasă. Că sunt în vacanță sau că nu sunt în vacanță, eu fac aceiași bani. La partea cu venituri pasive sau la partea financiară, din punctul meu de vedere, cel mai nasol este pentru cei care sunt self-employed. Nu au angajați, nu au nicio formă de leverage, nu au nicio formă de venit pasiv. Ok, ei câștigă bani mulți, dar dacă pleacă într-o vacanță de o săptămână, ei nu încasează niciun ban în acea săptămână. Asta este o chestie destul de nașpa. Adică eu aș lucra mult la a genera, bă, ceva, nu contează, bă, deci, cum să spun, nu contează câți bani generezi pasiv. Important este să generezi ceva, e foarte important. Odată ce încasezi primul euro pasiv, o să devină așa ca un drog și ușor, ușor o să vezi să încasezi cât mai mult, cât mai mult, cât mai mult. Și referitor la ce început să-mi spun mai devreme, legat de un stil de viață de lux, dar tu nu ai decât un venit activ. Mie mi se pare mult mai smart să ai o viață low, low însemnând haine ieftine, mașină ieftină, un stil simplu, un telefon ok, în rest... Cum să zic, să ai o viață foarte modestă și cu niște venituri pasive mici ca să-ți generezi o independență financiară. Mi se pare atât de frumos să ai libertate. Da, deci, uite, vreau să spun că vreau să filmăm o chestie legată de lucruri, de posesiuni, de posesii și de libertate. Ții haine scumpe, ții mașini scumpe, ții chestii scumpe ca să te doară când te pui în iarbă, te murdărești. Aude, stai că mă murdăresc. Ții mașină scumpă, stai că nu mă duc acolo, că o zgâri, stai că nu mă duc acolo, că dau cu ea în groapă, stai că nu mă duc acolo, că nu știu ce se întâmplă. Dacă avea totul ieftin, stai pe tine haine de 15 lei, telefon de 300 de lei, mașină de 2000 de euro, ai libertate. Nu te interesează în ce grob dai cu ea, nu te interesează dacă vezi cafeaua pe tine, nu te interesează nimic. E frumos să ai o astfel de libertate. Combinată cu venituri pasive, ai o viață de șmecher. Nu știu, foarte mulți oameni pun botul la mașini. Mă doare capul și sufletul când văd că toți pun botul și prima impresie a oamenilor este la ce mașină ai, ce telefon ai, știi? Asta e prima impresie, foarte falsă. Vin cu un Porsche luat vai morții lui, un telefon la mâna a doua vai morții lui, îmbrăcat cu trei brandurile la second hand, toate de Polix, și eu sunt mare șmecher. Poate ești plin de datorii, poate ai probleme, n-ai venituri pasive, n-ai rezerve de bani, ești nobody. Și vine unul în șlapi și în tricou de 10 lei cu trei garsoniere, liber, care efectiv, în gândul lui, el râde de tine. Efectiv, râde de tine. Mă simt foarte liber că pot să fac ce vreau, am venituri pasive, care mi-asigură independența financiară, pot să investesc, pot să mă plimb, pot să risc în alte investiții, pentru că dacă pierd, nu mă doare, pentru că am alți bani cu care pot să risc altă dată și tot așa. Ideea este că venitul pasiv este sfânt. E sfânt. Că e 200 de euro, că e 100 de euro. Venit pasiv plus cheltuieli mici, plus stil de viață minimalist, plus ideea și mindset-ul că banii vrei să-i faci, să-i folosești, să-ți facă alți bani. În câțiva ani, am și făcut alt clip, în 5 ani, 10 ani, dacă ești devotat că pentru obținerea acestui statut de independent financiar, viața devine foarte lejeră. Și repet și cu asta închei, că ne lungim. Nu este atât de greu pe cât pare. Adică, câți oameni au mașini de peste 20.000 de euro, 30.000 de euro? Eu zic că mulți. Multe mașini în România.
care sunt peste 30.000, 40.000 de euro, mașini noi. Sunt mulți oameni care stau în locuințe destul de scumpe, adică destul de mulți. Sunt peste 1 milion de oameni, efectiv. Pentru că au fost destul de multe articole pe care le-am citit pe Ziarul Financiar, pe Profit.ro, sunt pe Credit Suisse, sunt niște companii, firme care au spus exact câți români își permit și ce își permit. Din aia 1 milion de oameni sau câți sunt de români, nu știu dacă 3% sunt independenți financiar. Și de ce? Nu pentru că nu pot, ci de simplu fapt pentru că nu sunt educați. Nu interesează, sunt ignoranți, iar nu poți niciodată să ignori efectele ignoranței. Efectele ignoranței sunt cele mai costisitoare, în general. Așadar, părerea mea personală, un sfat personal și nu financiar, sau poți să-l iei și financiar și personal, dar este un sfat personal, este ceea ce eu fac. Și mi-e foarte bine, din punct de vedere financiar, emoțional, spiritual, cum vrei tu, fă în așa fel încât să câștigi câțiva lei pasiv, fără să faci nimic, sau cu eforturi minime. Da, niște acțiuni, o garsonieră, e o formă de venit. Ai un bun, ai un imobil, la cheie. Mai ai niște acțiuni, ajungi la încă 200-300 de lei pe lună. Renunți la fumat, ai scutit 500 de lei pe lună. Renunți la niște chestii din astea nesănătoase, pac, încă 300 de lei pe lună. Și brusc, ai economisit câteva sute de lei, produci câteva sute de lei și de aici îți clădești mindset-ul. Și pe viitor o să-ți fie bine. Dacă te gândești că ce, bă, 600 de lei, lasă, bă, că o viață am. Gândește tu așa toată viața, să vezi tu când vine nota de plată la pensie sau când înaintezi în vârstă și te îmbolnăvești, să vezi tu cum îți trece ție cu gândirea asta. Venitul pasiv e sfânt. E un scut împotriva lumii. Țineți minte asta. Am pupat.